Ministerul Sănătății pregătește un proiect de lege a vaccinării în urma campaniei agresive antivaccinare care există în prezent. Acoperirea vaccinală în România este sub nivelul de 95%, recomandat de Organizația Mondială a Sănătății pentru boli precum difteria, tetanosul, rujeola, rubeola, oreionul și hepatita B, cauza principală fiind refuzul vaccinării. Încă nu este clar ce fel de sancțiuni s-ar putea aplica părinților care refuză să-și vaccineze copiii, însă la elaborarea proiectului, specialiștii au în vedere legislația specifică din state precum Franța, Germania sau Polonia. Multe dintre mamele din Giurgiu nu sunt de acord cu impunerea vaccinării celor mici și spun că este dreptul lor să aleagă în privința copiilor. Nu sunt de acord pentru că fiecare părinte are dreptul să decidă în privința copilului său. Eu personal l-am vaccinat pe fiul meu și nu regret, dar fiecare are dreptul să facă ce vrea. Nu e tocmai ok, atâta timp cât, nu știu, nu sunt atât de sigure vaccinurile, cred că e de preferat să lase părinții să-și aleagă singuri dacă vor sau nu chestia asta. Nu cred că este nevoie. Nu poate să te oblige ca să-ți vaccinezi copilul sau nu. Este dreptul tău să alegi dacă vrei sau nu să-ți vaccinezi copilul. În același timp, sunt mame cărora li se pare în regulă introducerea obligativității vaccinării și totodată sancționarea nerespectării ei. Sunt de acord. Eu mi-am vaccinat copilul, așa că nu mi se pare nimic greșit în asta. Credeți că e nevoie de o astfel de măsură? Nu, dar nu mă deranjează pe mine, pentru că eu, vaccinându-mi copilul, chiar n-am nimic de obiectat. Foarte bine, e important lucrul acesta. Credeți că e nevoie de o astfel de măsură ca părinții să înțeleagă ce e important? Da. Sigur că da, e foarte important vaccinul și trebuie să înțeleagă lucrul acesta, trebuie să se ducă copiii. Sancțiunile pentru părinții care refuză vaccinarea copiilor diferă de la un stat la altul. În Slovacia, amenda este de până la 200 de euro. În plus, copiilor nevaccinați fiindu-le refuzat accesul în grădinițele de stat. În Cehia, amenda ajunge până la 280 de euro, în timp ce în Ungaria, sancțiunea pecuniară ajunge până la 15.000 de dolari. În Franța, sancțiunea este de amendă până la 30.000 de euro și închisoare de până la 2 ani. În Lituania, începând din 2016, nu vor mai fi acceptați la grădinițele de stat copiii care nu au făcut toate vaccinurile, conform calendarului.